Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de Halloween! Ia uitați, astăzi jucăm House Flipper. Am cumpărat o casă bântuită, este totul întuneric aici. Stai să aprind puțin lanterna. Deci asta este cartierul. Văd că nu este nicio casă pe strada pe care locuiesc eu. Voi vedeți? Și asta este căsuța. Deci am o lanternă pe care pot să o aprind și pot să o sting. Este foarte, foarte șmecheră toată căsuța asta. Și vreau de Halloween-ul acesta... Cineva e acolo? Ăla-i vecinul meu! Nu cumva să-l supăr. Bă, mai înainte nu era. E ca un fel de Slendrina, apare și ne apare. Haideți să apăsați butonul de cocolac pentru că tocmai am început o serie specială pentru Halloween. Casa aceasta vreau să o decorăm cât mai șmecher, după cum vedeți are și o curte uriașă. Aveți curajul să vă fac turul curții? Ia să vedem cât de mare este curtea aceasta, să vedem ce găsim pe aici. Casa este destul de mare, din câte văd eu, plină de pânze de păianjen prin interior. Acolo sunt și niște salteluțe pe care eu le-am pus ca să nu cumva să intre cineva. Știți ce? Aș vrea să decorăm și curtea la un moment dat, după ce terminăm interiorul. Ce se întâmplă aici? Avem un dintre ăsta, un... Nu mă bag, eu am plecat de aici. Aș vrea să decorăm aici casa și curtea și să punem o grămadă de lumânărele, dovleci, schelete, buruieni. Ce mai vreți să mai punem? Tot ce de obicei n-am pune. Haideți să intrăm, dar se pare că deja s-a deschis ușa. Asta e casa dintre aia cu smart house, știți? Care se deschide singură, știe ce vrei să faci. Asta este terasa mea. Băi, cineva a râs. Cineva a râs de mine. Cine a râs de mine aici? Ia uitați ce căsoaie. Deci eu tocmai m-am mutat. Am aici cutiile astea, bagajele mele. Eu vreau să le vând. Vreau să le vând. Dar stai să le iau cu mâna, cred că dacă le iau cu mâna se iau toate deodată, nu? A, nu. Hai să le vindem. Vreau să vând tot aici pentru că vreau să decorez, dar chestia este că... Bă, hai să nu facem curat! Nu mă râdeam că am să spun asta vreodată. Hai să nu facem curat, să lăsăm aici mizere și decorăm peste mizere, nu? Păi se poate face și așa. Iepurile, cine? Cine vrea să facă cârnați din tine? Aoleu, ce se întâmplă aici? Avem o pivniță. Stai că am o lanternă. De ce se vede? Cine a închis ușa după mine? Că eu n-am închis-o. Mamă, dar ce fain se vede. Uai de capul meu, ce fain e spațiul ăsta. Mă rătăcesc pe aici prin pivnița asta. Ați auzit și voi ceva? Băi, totuși... Totuși, sticlele astea mie nu-mi plac, sticlele cu băutură, alea le vând, restul pot să las. Hai, las cutiile, dar nu știu, nu mă abțin să fac curat. Deci, aș lăsa cutii, nu știu ce să zic. Nu mă pot abține să nu fac curat. Ia uite ce tablou. Să știți că este un tablou adevărat, adică am învățat la istoria arte despre el. Ai de cap, nu știu, ziceți-mi în comentarii dacă să facem sau să nu facem curat, gen, putem să păstrăm pânzele de păianjen, dar totuși alea cu sticlele alea. Te-ai regândit? Nu mai vrei să mai fi cârnat? Ia uitați, se pare că și-a scos cuțitul. Chestia este că, uite, asta de pe jos, despre asta vorbesc, asta să nu curățăm. În rest, da, haideți să vedem ce putem face cu salonul acesta. Chestia este că vom lucra... Stai, putem să aprindem lumina? Hai să văd. Am aprins lumina. E cam bântuială pe aici, e cam întuneric. Aoleu, și lumina nu prea merge. Dar e șmecher! Mamă, ce fain! Îmi place seria asta. Băi, deci pot să jur că... Mi s-a părut că am văzut pe cineva acolo pe scări pentru o secundă. Bun, haideți să vedem cum ne decurăm noi. Vreau să-mi fac și frumos în același timp, dar și... Bă, ăsta nu-mi place televizorul ăsta. Dar e fain, am să-l păstrez pentru că are chestia asta statică, știți? Pureci, cum s-ar zice. Televizor cu pureci. Bun, se poate da drumul la șemineu? Nu se poate da drumul. Eu vreau să-mi iau un șemineu care se poate da drumul. Haideți să ne mobilăm pe aici puțin. Ziceți-mi în comentarii cât de gândați sunteți pentru seria asta. Mi-am downloadat aici niște chestii. Hai să punem sperietoarea asta de cior în față. Să speriem pe veci.
Nenea, 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 știu că am mai făcut și de Halloween-ul trecut parcă căsuța asta. Bă, ăsta se întoarce unul după mine. Dar nu am făcut-o așa de fain cum vreau să fac de Halloween-ul acesta. Stai să vedem. Deci punem uite aici, uite așa. Yay, ce fain! Mi se deschide singură casa asta, e superbă, îmi place mult de tot. Hai să vedem. Deci acum avem foarte multe itemuri, pentru că tot anul le-am downloadat și putem să facem fain și șmecher. Haideți să vedem, scrie aici couch. Ne punem o canapea. Ce canapea să ne punem? Deci totul pe negru. Bă, asta zici că arată ca un sicriu. Ăsta chiar e un sicriu. Hai să ne punem un sicriu. Negru îl punem? Bă, asta ce este? Canapea? Stai puțin, se poate deschide? Stai să vedem. Se poate deschide și confortabil? Ia. Ne facem așa canapea dintre asta? Hai să punem astea în loc de canapele. Punem... Dar unde să punem? Le punem aici? Punem o singură canapea? Și niște fotoli? Bă, nu. E puțin ciudat. Vreau să iau ăsta, îl închidem și îl ducem afară. Hai să-l punem afară. Hai să se odihnească afară. Uite aici. Băi, se aud vrăbiuțe sau ce se aud? Hai să-l lăsăm așa deschis. Yay! Sunt vrăbiuțe sau lilieci? Ce sunt astea? Hai să închidem, să nu cumva să vină cineva și să vedem aici. Deci chiar vreau să-mi fac aici foarte frumos, dar și bântuit în același timp. Cum putem face asta, mă întreb. Hai să vedem, ne ducem aici la mobilier, furniture. Deci nu uitați, cocolilor, vreau să fac o serie și chiar avem chestii noi. Ce bucătărie! Asta e dintre alea de lux! Hai să facem o casă de lux bântuită. Ce ziceți? Ne punem dintre astea? Hai că îi punem mobilier negru. Ia uite, negru de negru. Dark brown, nu, black. Black. Totul să fie black. Ok, gata. Mai e ceva? Mânerele, hai să fie mânerele aurii. Și sertarele, totul cu negru. Hai să punem aici. Dar unde să fie bucătăria? Avem vreo bucătărie aici? Ia să vedem. Unde avem bucătărie? Sincer, eu aș vrea să-mi sparg aici pereții ăștia și să-mi fac aici bucătărie. Ce părere aveți? Și gătim aici friptură de dovleac. Așa, hai să luăm aici un ciocan dintre ăsta și să spargem aici peretele ăsta și ne facem aici bucătărie. Doamne, ce faină-i seria asta! Vreau să fac o pauză deocamdată de nuntă de vis și cât ține Halloween-ul, să facem seria asta super mega șmecheră. Ce părere aveți? Pentru că acum este fun. După aia, odată ce trece Halloween-ul, casa asta va fi gata și ne întoarcem la seria noastră cu nunta. Dar până atunci ne distrăm și noi puțin. Facem aici o cameră căsoaie super mega șmecheră. Așa, vreau să-mi ziceți ca de obicei în comentarii ideile voastre, da? Și ce părere aveți când fac aici bucătărie? E fain să ai bucătărie open space în jocuri doar. În realitate nu e așa de fain. Dar îmi place că mi-a venit ideea să o fac aici, în spate. Știți, ca nu atunci când intri să dai direct cu nasul în bucătărie. Ia uitați ce spațiu perfect avem noi pentru bucătărie aici. Nici nu ne vede toată lumea vasele murdare. Putem și noi să mâncăm în liniște. Ia uite. Eu zic că arată superbisim, da? Așa, hai, dispar de aici. Mizerie. Hai, du-te. Gata. Mai trebuie să mai dau puțin? Așa, s-a înțeles ideea. Hai totuși să... Deci eu nu fac curat pe pereți. Știți ce? Nici măcar nu văruiesc. Nu văruiesc, oameni buni! Las așa! Ce șmecherie! Hai să vând ăsta, pentru că nu este foarte, foarte șmecher. Vând toate mobilele astea și ne facem aici bucătăria, da? Eu nu-l vând pe ăsta. N-aș vrea să-l vând pentru că îmi place de el, că uneori se mai răzgândește. Stai. Stai să dărâm aici. Așa, să mai dărâm tot ce este de dărâmat. Deci ne facem aici o bucătărie și punem un covoraj dintre la cu schelet pe jos. Ce părere aveți? Așa, perfect. Luăm mobila asta și o punem, uite aici. Wow, e frumos. Nu este bucătărie pe colț? Bă, sună un ceas sau mi se pare mie? Stai, poți să-și deschizi? Oh, ce fain! Stați, să luăm asta. Deci îmi place că se poate deschide. Putem să punem o grămadă de mâncăruri, punem urături, chestii și mestii. Bun. Stai. Stai să mutăm mai până în spate. Nu cumva să vină șoareci
Să nu cumva să vină șobolani aici. Hai, perfect. Așa, e neagră, voi vedeți? Și dacă iau lanternă, nu se mai vede nimic. Ia uitați. Wow! Ce fain, îmi fac aici o terasă. Trebuie să punem o ușă de terasă aici. Ce șmecherie, împălărie. Hai să vedem ce ne mai putem lua. Deci sunt atâta de încântată de seria asta nouă. Deci am luat ăsta. Hai să ne mai luăm și... Și ce să ne mai luăm noi? Hai să ne mai luăm asta, da? Ia să vedem. Dăm totul pe black, black, black. Uite așa. E perfect, da? Deci aici am aragaz și în partea altă ce am? Am chiuvetă? Stai, am deja un cuptor, dar n-am aragaz. Hai să vedem. Hai să punem aici. Chestia este că... Nu știu dacă am făcut eu foarte bine. Hai să văd, s-ar putea să trebuiască să iau ăsta, toată mobila asta, și să o pun pe perete ăsta la alt. Deci facem o bucătărie neagră. Sincer, este pentru prima oară când fac o bucătărie neagră, dar se potrivește super bengos de Halloween. Așa. Ce bine vine la geam acolo! Ce părere aveți? Cât de bine! Poate avem noroc și ne creăm aici mobilier pe colț, cum îmi place mie. Ouleu, nu-i chiar pe colț. De asta e să vedem, putem rezolva. Putem rezolva treaba, ducem puțin mai în spate. Vai, ce fain e. Hai, te rog. Te rog, intră acolo. Nu vrea să intre. Deci chestia este că trebuie să facem să fie perfect. Așa. Și ăsta, cred că am de gând să-l dau puțin mai într-o parte. Ca să putem să creăm iluzia că e pe colț. Dar stai să văd dacă merge. Așa. Hai că aproape merge. Aia e puțin mai înaltă sau mi se pare mie? Cred că e bine. Hai că e bine. Ia uitați, chiar că e destul de bine. Ne-am făcut o bucătărie pe colț. Yay! Acum ar trebui să punem o draperie la geam de dintre asta neagră. Ce părere aveți? Ne punem? Stai să vedem așa. Dăm aici la geamuri. Hai, jocul, încarcă-te. Ia să vedem aici la walls, la windows. Băi, cam șmechere astea. Par așa halloweenistice, voi vedeți? Ia stai să vedem de care ne punem. Ia uitați ce... Oh, aici sunt chestii noi, după cum vedeți. Ce fain! Vă vedeți că s-a pus update-ul ăsta și sunt o grămadă de chestii noi. Hai să mergem așa, gen pe Halloween. Uite așa. Ce părere aveți? Oare merge asta? Nu mă las să pun aici. Dar hai să punem aici. Uite așa, hai să le montăm. Mergem o dată. Stai, merge? I need to find an appropriate place to install it. Dar ce, nu merge aici? Zice că merge, nu? Assemble, da. Și ia să vedem, deci n-am mai folosit niciodată genul ăsta de draperie. Și eu zic că se potrivește excelent de Halloween. Ia uitați cum șurubez eu aici totul. Ia. Oh! Wow! Bă, se potrivește tare! Hai să mai punem una și la geamul ăsta. Buy now. Hai să buy now. Hai. Gata, ansamblăm. Lăsăm pânza de păianjen, o lăsăm. Nu cumva să o curățăm, că se potrivește foarte bine. E cumpărată din Jumbo. Așa, gata. Este! Și mai avem aici un geam. Astea sunt toate geamurile. Deci eu zic că se potrivește foarte, foarte bine. Să-mi ziceți în comentarii dacă am ales bine, da? Că sunt foarte încântată. Și cel mai încântată sunt de ideea că nu facem curat. Că în mod normal aș fi făcut aici curat lună și abia după aș fi decorat. Dar pentru că facem de Halloween, lăsăm așa. Bun. Era fain să fie și geamurile mai murdare. Așa. Ia uitați, avem și... Știți ce? Sunt candelabrele alea. Hai să ne ducem aici la lumină. La lights și să vedem ceiling lamps. Care credeți? Ăsta este foarte Halloween-os. Ia uitați, zici că e din păianjen. Hai să-l luăm pe negru, da? Buy now și-l punem. Hai să-l pun... Doamne, cum arată, frate! Hai să punem două. Dar chestia este că astea fac destulă lumină? Hai să ne luăm... Nu cred că fac destul de multă lumină, că nu vreau să facă foarte multă. Ia uitați. Hai să vindem pe astea. Ia uitați. Doamne! Ce bengos! E foarte bengos! Îmi place mult! Hai să punem și la bucătărie tot dintr-o ăsta. Ce ziceți? Sau mai sunt altele?
Ia, dar nu știu ce vorbesc în șoapte, că parcă n-aș vrea să mă audă vecinul ăla. Ia, ce mai este pe aici? Bă, și asta să... și asta e interesant. E interesant și asta de pus la bucătărie. Ce părere aveți? Black și... hai să punem totul cu black. Hai să-l punem la bucătărie, uite așa. Hai să-l vindem pe ăsta. Da? Și lăsăm pe ăsta. Uhuhu! Arată, arată bengos. Arată bengos. Ia uitați ce umbră s-a creat aici în colț. Bă, tu te mai miști mult? Mamă, ce șmecherie. Bun. Deci, hai că am făcut treabă bună până acum. Aș vrea să-mi iau aici niște canapele. Vreau să-mi ziceți voi în comentarii ce să mai luăm, pentru că sunt chestii noi, după cum vedeți. Light switches. Dintre astea să punem. Bun. Hai să vedem aici la... la mobilier, da? La furniture. Să vedem la, la canapele. Ce canapele să folosim noi? Living room, da? Și să vedem aici ce s-ar potrivi. Să vedem, să vedem, să vedem. Sofas, da? Și să vedem ceva tot așa canapele. Uite asta cu negru-i drăguță. Nu? Ce părere aveți? Este foarte drăguță și mai este ceva pe aici fain? Cred că aia îmi place. Restul sunt cele vechi. Astea de aici sunt noi. Oh, și putem să luăm altfel de... oh, ce s-a întâmplat aici? Ah, empty, fără nimic. Cu pernuță cu oranj, ca să fie de Halloween, da? Picioarele să fie tot negre. By now. Îmi place. Îmi place. Și mai luăm încă una aici, să fie două. Sau stai să o punem pe asta aici prima dată. Vai, mai luăm încă una. Vai, ce frumos! Îmi place stata de încântată, de nu mai pot. By now. Și mai luăm încă una, punem aici. A, dar nu, că mi se duce simetria, bă, fraților. Hai să vedem. Deci am luat două. Dar mi s-a dus simetria. Nu, nu, nu. Trebuie să schimbăm aici. Lăsăm doar o singură canapea. Și aici probabil o să punem un șemineu ceva. Vedem. Hai să punem un șemineu aici. Haide. Fireplace. Stai să scrim corect. Avem fireplace-uri noi! Uite, asta pare așa foarte, foarte de Halloween. Hai să facem negru. Negru cu negru? Bă, nu, 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 nu. Vreau să se vadă detaliile. Vreau să se vadă detaliile. Ia uitați. Small, medium, large. Cât o fi de large? Ho, 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 e prea mare. E prea mare. Hai să-l facem medium. Ia stai să vedem. Cred că e fain. E fain. Și putem să dăm și drumul? Oh! Băi, ce tare, ei! Ce tare! Păi atunci, știți ce? Aș vrea să-mi pun cumva... să-mi pun canapeaua lângă el. Dai să vedem. Uite așa. Să ne încălzim aici. Uite așa, punem canapea aici. Și fotolii în stânga și în dreapta. Băi, ce tare! Să vedem ce fotolii găsim. Ceva care să se potrivească cu restul mobilierului. Stai să vedem aici la furniture. Băi, deci ce tare, îmi place mult seria asta. După cum vedeți, toate chestiile sunt diferite. Pentru că chiar vreau să folosesc lucruri noi. Hai să vedem la armchairs. Ceva care se potrivește cu canapeaua. Este ceva care se potrivește. A, ăsta s-ar potrivi, dar ăsta mi se pare foarte halloweenistic. Hai să vedem așa, negru cu negru. Ia, hai să vedem cum arată. Este de Halloween, este foarte interesant. Punem unul aici și unul aici. Mamă, ce design! Mamă, ce design! Wow! Use! Hai să ne punem puțin să vedem dacă e confortabil. Mai e foarte interesant. Foarte fain. Îmi place mult de tot până acum cum arată. A, avem și un covoraș. Hai să punem covorașul acela. Dar unde îl găsim noi? Hai să vedem, să vedem, să vedem. La... dacă scriem aici Halloween. Pune și oglinda asta. Și așa nu știam până acum unde să o folosesc. Acum e perfect. Mamă, îți pui oglinda dintre asta înainte să ieși din casă, știi, să te vezi. În oglinda asta mă văd eu înainte să plec din casă. O punem aici în colț. Mamă, ce faină! Îmi place la nebunie! Băi, cocolicșilor, oficial, e seria mea preferată! Stai să mai pun covorașul și oprim episodul de astăzi, pentru că vreau să mai facem multe, multe, multe episoade.
Și piaptenul ăsta am putea să-l punem. Să zicem că e a cuiva. Mare cu este piaptenul ăsta. Stai, și un pian. Putem să punem un pian mântuit. Stai să scrie aici Halloween. Așa. Și îl punem pe covorul ăsta, da? Cred că ăsta e cel mai fain. By now. Hai să-l punem, uite aici. Uite așa să se uite la noi. Să se încălzească și el. Wow, ce frumos! Dar stai, că puțin e puțin nesimetric aici. Păi cum se poate așa ceva? Dăm ăsta mai încolo, canapeaua mai la stânga, trebuie să fie cumva simetrie, fix în mijloc. Să se încălzească toată lumea bine la șemineu, să nu cumva să-i fie fric cuiva. Uite așa. Ha? Și ăsta puțin mai aproape. Vino puțin mai aproape, uite așa, să stăm de vorbă. Aia, cred că e destul de bine. Ia uitați, și acolo poate punem un tablou, poate punem ceva. Scrieți-mi în comentarii, cocolișor, cât de fain este totul. Da? Scrieți-mi ce vreți să mai punem aici, cum să mai decorăm. Apăsați butonul de cocolike, să adunăm cât mai multe cocolike-uri pentru seria asta super mega șmecheră. Iar noi ne vedem data viitoare cu un episod nou.